Bună ziua, începem cu toate ședințele de astăzi. Alături de noi este și televiziunea locală Exclusiv TV, televiziune cu care noi, Primăria Himeu, și-am mai colaborat în mandatul trecut. Sperăm să avem o colaborare fructuoasă, să punem în evidență toate aspectele pe care Consiliul Local le aduce aici în ședință, aspectele pe care cetățenii ne le aduc și noi să le putem prelucra și găsi soluții. Așa că începem lucrările de astăzi prin alegerea unui nou președinte de ședință. Vă rog să faceți propuneri. Doamna Petrescu. Cine este pentru? Doamna Petrescu, vă rog să luați loc alături de mine aici și să conduceți lucrările de ședință de astăzi. Pe următoarele trei luni. Dacă dumneavoastră decideți așa, nu mă pot împotrivi. Până deschiderea ședinței vreau să vă informez că ordinea de zi a fost suplimentată cu încă două proiecte de hotărâre și anume la punctul 12 proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere cu Asociația Club Equestru de Gebar și la punctul 13 pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 85 din 30.10.2019 cu referire la aprobarea dării în administrare și exploatare către SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă a Comunei Nemeiu județul Bacău cuprinse în anexa numărul 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cine este pentru? Suplimentare. Dau cuvântul doamnei consilier Petrescu pentru a vă duce la cunoștință ordinea de zi și supunerea spre aprobare a procesului verbal de la ședința trecută. O secundă, doamna consilier, nu vede. Deci, o să-mi iertați eventualele. Este prima ședință pe care o coordonez în viața mea dumneavoastră, mai aveți experiență, eu... Și în fața camerelor de la vedere. Și în fața camerelor de la vedere. Că tot insistam eu pentru transparență și... în așa fel încât locuitorii comunei Himeiu și să fie în permanență, în permanent contact cu noi și să fie adus la cunoștința să fie adusă la cunoștința populației activitatea noastră, nu? Deci, în conformitate cu prevederile articolului 133 privind codul administrativ, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 20 mai la Căminul Cultural din satul Himeiuș cu următoarea ordine de zi. Deci ordinea de zi o citesc în măsură ce... Exact, nu mai pierdem. Se... Din cuvântul că majoritatea, adică majoritatea, toți colegii au fost informați, au primit invitații și Da, primul proiect de hotărâre acesta privind alegerea președintelui de ședință l-am parcurs. Al doilea proiect de hotărâre este, se referă la acordarea cu titlu gratuit al dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid asupra terenului în suprafață de 21 de metri pătrați din domeniul public, în vederea lucrărilor de alimentare cu energie electrică la ansamblu de 7 locuințe tip parter, strada Garofiței. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. După cum am mai procedat cu alte ocazii, știți că noi trebuie să punem la dispoziție o anumită suprafață de teren din domeniul public celor de la Ion sau celor de la Delgaz. Acest proiect
În acest proiect este vorba de alimentarea cu energie electrică, ansamblu de 7 locuințe tip atel, strada Garofiții, sat Nemeiuș, comuna Nemeiuș, județul Bacău. Domnilor consilieri, prin cererea numărul 4354, din 26-4-2021, Societatea Sece de Gaz, Grigie S.A., cu sediu social în județul Mureș, municipiul Târgu Mureș, înmatriculată în Registrul Comerțului sub numărul de așa, cod fiscal RO, reprezentantă legat prin Gabriel Mircea Chilea, în calitate de șef centru operațional rețelei State Bacău, a solicitat acordarea cu titlu gratuit a drepturilor de uz și servitute asupra feței 21 de metri pătrați, teren aflat în domeniul public al Comunii Hemeiuș, State Hemeiuș, strada Garofiței, număr cadastral 67.541, pentru obiectivul alimentare cu energie electrică, ansamblu 7 locuințe tip parter, strada Garofiței, stat Hemeiuș, Comuna Hemeiuș. Terenul pe care se vor amplasa instalațiile electrice proiectate este situat în intragranul satului Hemeiuș, Comuna Hemeiuș de Bacău, fiind domeniul public al Comunii, aflat în administrarea Consiliului Local al Coatei Hemeiuș. Suprafața necesară execuției lucrărilor în domeniul public este 21 metri pătrați, fiind situată în intragranul Comunii, dispus astfel. 40 de metri, ori 0,5, 20 de metri pătrați pentru linia de alimentare cu energie, proiectată pe numărul cadastral 67.541, strada Garofiței. Iar un metru pe un metru pentru cămin tragerea linii electrice, proiectat pe strada pe numărul cadastral 67.541, strada, tot strada Garofiței. Solicitarea are ca bază legală prevederea articolului 12 alineatul 1, alineatul 2, literele A, B, C, D și prevederea articolul 14, alineatul 3 din legea 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale privind atribuțiile consiliilor locale în domeniul energetic, precum și articolul 129 din ordonanța de urgență numărul 57 pe 2019, respectiv codul administrativ, cu referire la atribuții privind administrarea documentației domeniului public și privat al comunului. Având în vedere cele arătate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz servitute către Societatea Sece de Gaz IESA, a suprafeței 21 metri pătrați, teren aflat în domeniul public al comunii, situat pe strada Garofiții, numărul cadastral 67.541, cum am mai menționat, sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău, pentru obiectivul alimentare cu energie electrică, ansamblu 7 locuințe tip parter, strada Garofiții, sat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău. Cred că în comisii a fost analizat acest proiect. Președinții de comisii, dacă au ceva de spus, referitor la raport și la discuția pe marginea acestui proiect. Deci, în comisia noastră nu sunt probleme, s-a discutat despre acest punct 1, suntem de acord. Aș vrea să completez eu, conform legii 123/2012, pentru care legea energiei electrice și legea gazelor naturale, orice alimentare de gaze naturale sau de energie, mă refer la extinderi de conductă, nu la acorduri mărunte din astea, pentru orice alimentare este necesar acordul proprietarului terenului. Și în cazul acesta, cum în proiectul acesta de hotărâre, că nu-i primul. Știți că am mai făcut anterior și la gaze și la energie electrică. Deci este necesar acest acord al administrației drumului, a domeniului public, respectiv al nostru, pentru amplasare, da. Aici nu e obiectul discuției noastre, dar aș vrea ori la diverse, ori acum, eu am avut o discuție cu domnul primar anterior, să analizăm un pic pentru racorduri. Deci pentru racordurile de gaze, dacă considerați că merită să, conform legii, bineînțeles, să avem totuși o dezbatere, dar mai bine la diverse decât să vă întrerup. Știți dumneavoastră despre autorizarea lucrărilor și execuției racordurilor. Așa este, dar aici intervine problema. Trebuie să discutăm mai bine cu personalul tehnic, cei din specialistul de la urbanism, pentru că dumneavoastră își vor da sau nu își vor da acordul. Da, dar legea... da, ar fi util totuși să avem o discuție la diverse pe subiectul acesta, pentru că e necesară o hotărâre de Consiliu,
dacă luăm decizia respectivă și aprobăm. Deci o să, vis-a-vis de discuția asta, o să mă înscriu la diverse, da. Bine, așa ca să luăm. Problema asta am ridicat-o și eu, că nu mai fost chestii de mai seama. Păi să avem o discuție. Cel care execută lucrarea se adresează de cază, de cază se adresează primarie. Nu, aici este vorba de primărie, primăria noastră. Deci ați înțeles? Da. Da. Proprietarul ăla care face construcția se adresează Delgazului, ca și Delgaz se adresează primarie. Da, păi eu am zis să vină ăla direct, am zis atingere. Da. Dar nu se poate, pentru că trebuie Delgazul ca factor tehnic. Vă povestesc eu la diverse un pic despre ce e vorba, da? Da? Dacă da. O să-mi permiteți. Mă scriu la cuvânt, doamnă secretar. Da. Mai departe. Adică următorul, da, îl supunem la vot, da, mă scuzați, nu știu, nu că... Trebuie să mă trageți de mânecă. Cine este de acord cu punerea la dispoziție a terenului? Trageți de mânecă, o să-mi dau ușor. Cineva împotrivă? Următorul punct pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind avizarea favorabilă de principiu a documentației pentru elaborarea PUZ în vederea autorizării lucrărilor de construire pentru obiectivul. PUZ, sediu, birouri, spațiu, depozitare și producție și împrejmuire teren, sat Hemeiuș, extravilan Comuna Hemeiuș, aflat în proprietatea domnului Vieru Ioan. Proiect inițiat de domnul primar. Domnilor consilieri, prin cererea numărul 4730 din 10-5-2021, beneficiarul terenului, în suprafață de 4200 m² măsurată 4049 de metri pătrați în realitate, Vieru Ioan a solicitat o hotărâre de principiu cu privire la inițierea documentației PUZ în vederea realizării obiectivului sediu birouri, spații depozitare și producție și împrejmuire teren în satul Hemeiuș, Comuna Mânteșeu, județul Bacău. Terenul ce va fi reglementat reprezintă imobilul cu suprafață de 4200 de metri pătrați, având categoria de folosință arabilă, identificat cu numărul cadastral 67515 și aparținând proprietarului Vieru Ioan, conform contractului de vânzare-cumpărare, autentificat cu numărul 20561 din 30.09.1994, emis la notariatul de stat al județului Bacău. Conform planului urbanistic general al comunii, terenul se află în intravilanul și extravilanul comunii discus astfel. 1238 de metri pătrați în intravilan, în zona de locuințe și funcțiuni complementare, și 2811 metri pătrați în extravilan, în zona terenilor agricole. Terenul ce se află, ce va fi reglementat, este delimitat la nord de teren aferent căii ferate pe Bacău-Piatra Neamț, la est de teren de rezervă primăriei, teren agricol extravilan, și terenul cu numărul cadastral 61765, zona pentru locuințe și funcțiuni complementare, locuință pe plus el, la sud de DN15, la vest de teren proprietatea Petroai Profila, teren situat în zona pentru locuințe și funcțiuni complementare și în zona terenilor agricole din extravilan. Categoriile funcționale ale dezvoltării planului urbanistic zonal va avea în vedere reglementarea terenului cu numărul cadastral 67515 în vederea construirii unui spațiu de producție pentru mic mobilier, a unui sediu de birouri și expunere de produse, drumuri și platforme de interior pentru parcare alei, pietonale și amenajări spații verzi. Pentru realizarea obiectivelor propuse sunt necesare introducerea intravilană a suprafeței de teren extravilan 2111, care face parte din lotul cu numărul cadastral 67515 și schimbarea destinației acestui teren din zonă pentru terenuri agricole în zonă mixtă pentru servicii, industrie și depozitare. Schimbarea destinației pentru suprafața de teren intravilan de 1238 metri pătrați, care face parte din lotul cu numărul cadastral 67515 din zona pentru locuințe și funcțiuni complementare în zona pentru instituții publice și servicii, funcțiunea existentă a zonei stabilită prin planul urbanistic general al comunei pentru amplasamentul solicitat de către beneficiarul Vieru Ioan este de zonă pentru locuințe și funcțiuni complementare pentru terenul intravilan și zonă teren extravilan și are următoarele funcțiuni. Pentru terenul situat intravilan, funcțiunea
dominantă a zonei, locuințe individuale existente sau propuse în regim de înălțime parter sau parter plus 1, cu caracter rural, locuințe colective în blocuri cu regim de înălțime parter plus 1 sau parter plus 2, funcțiuni complementare ale zonei, instituții publice, comerț și servicii, spații verzi amenajate, accese pietonale, carosabile, parcaje, funcțiuni compatibile, activități productive nepoluante, construcții pentru echipare individuală, utilizări permise, locuințe sociale și colective în blocuri individuale și unifamiliale, cuplate sau înșiruite, cu un regim de P plus 2, locuințe unifamiliare, regim de înălțime P plus 1, modernizări, extinderi, supraetajări, anexe gospodărești, împrejmuiri teren, dotări publice de interes general, comerț, servicii sociale, profesionale. Utilizări interzise. Locuințe pe parcele ce nu îndeplinesc condiții de construibilitate. Scuzați că, nu știu, parcă am emoții mai mari ca doamna Petrescu. Cu restricții temporară sau definitivă de construire, unite, poluante, generatoare de noxe sau pericole tehnologice, amenajări de campinguri, exploatări de zăcământ. Indici maxim admiși, potul 35%, cutul 1,5%. Terenul identificat cu numărul cadastral 67515 are acces la drumul național DN15, Bacău-Piatra Neamț. Utilități existente tehnico-utilitare, rețea de alimentare cu energie electrică, rețea de gaze, nu există rețea de apă și canalizare. Pentru terenul situat în extravilan, funcțiunea dominantă a zonei. Teren agricol situat în extravilan, pe terenurile din extravilan, în condițiile legii 50/91, republicată și actualizată, și ale articolului 90/103 din legea fondului funciar, numărul 18/91, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot executa lucrări pentru rețele magistrale, căi de comunicare, bunătățiri funciare, rețele de telecomunicații, alte lucrări de infrastructură, construcții, amenajări pentru combaterea și prevenirea acțiunii factorilor natural destructivi de origine naturală, inundații, alunecări de teren, eroziunea solului, anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole, precum și construcții și amenajări speciale, construcții de serviciu, activități agricole, construcțiile cu destinație militară, forarea și echipamente pentru sonde, lucrări referente exploatării țițeiului și gazului, lucrări de gospodărire a apelor și realizarea de surse de apă. Prin planul urbanistic zonal, inițiat de beneficiarul Vieru Ioan, se propune introducerea suprafeței 2011 în intravilanul, din extravilanul în intravilan, și schimbarea funcțiunii întregii suprafețe de teren pe 4200 de metri pătrați, identificată cu număr cadastral 67515, din zona pentru locuințe și funcțiuni complementare în zona teren extravilan, în zona mixtă, servicii, unități industriale, depozitare cu subzona ISCO, unități comerciale, subzona ISSR, unități prestări servicii, pentru suprafața de 2476 de metri, 82, pentru servicii, zona servicii, pentru suprafața de 1572,18 metri pătrați. Prezentul studiu va rezolva următoarele obiective principale. Retragerile față de limitele de proprietate, alineamentul viitoarei construcții în raport cu parcelele învecinate, procentul de ocupare a terenului pot, coeficientul de utilizare a terenului CUT, regim de înălțime, înălțime maximă admisă și înălțime la cornișa a viitoarei construcții, scoaterea din extravilan și introducerea în intravilan și sau schimbarea funcțiunii zonei, crearea de funcțiuni mixte sau complementare a zonei studiate, anumite zone de protecție ale împrejmuirilor, accesele auto și modalitatea de raport cu drumul național DN15, alți parametri specificați prin certificatul de urbanism, protecția mediului. La elaborarea planului urbanistic zonal se va avea în vedere zonele de siguranță și de proiect, zonele de siguranță și de protecție ale drumului național și căii ferate. Se va analiza poziția față de zona de protecție a sursei de apă, de adâncimea și față de zona de protecție a fermei de păsări de la agricol. Se vor respecta prevederile avizurilor solicitate prin certificatul de urbanism numărul 285 din 3-11-2020 și avizului de oportunitate din 5, numărul 5 din 29-3-2021 emis de CG Bacău.
Prevederile planului urbanistic zonal devin aplicabile și operaționale numai după întocmirea unui regulament de urban zonal și obținerea hotărârii definitive a Consiliului Local al Comunii Himeuși. Ținând cont de prevederile articolului 25-27, articolul 48, alineatul 4, din legea 350 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificări și completări ulterioare, ordinul 213-2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 350, prevederea articolului 2 alineatul 1 din hotărârea de guvern 525-96 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederii legii 52-2003 privind transparența decizională a administrației publice, prevederile articolul 136, articolul 155 din ordonanța de urgență 57 din august, respectiv codul administrativ, în temeiul prevederilor articolul 129, alineatul 2, litera C, alineatul 6, litera C, articolul 139, articolul 196, articolul 197, articolul 243 și ordonanța 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind inițierea documentației planului urbanistic zonal pentru obiectivul sediu birou, spații, depozitare, producție și împrejmuiri teren în satul Himeuș, Comuna Himeuș de Subacă, aflat în proprietatea domnului Vian. Obiecțiuni? De cineva? Deci aici la... am înțeles că jumătate sau jumătate, jumătate cuz, jumătate cuz, nu? Da, jumătate este în intravilan, dar restricție de construire. Iar jumătate jumătate este în intravilan și urmează să se facă cuzul respectiv. Plus schimbarea destinației pentru birouri și ce mai are. Doamna respectiv. Vreau să întreb doar atât. Ține și de avizul căi ferate? Dacă i-a scris în certificat și au avizii la căi ferate, da. Păi când trebuie să vină la primărie, trebuie să aducă și toate avizele. Da. Cu siguranță. Asta e toată chestiune. Toate avizele. Fiind la primărie, va obține toate avizele conform pugului în vigoare. Sigur că da. Sigur că da. Noi funcționăm? Eu zic că... De la 5 aprilie până la pug. Ei asta îmi pare rău că n-au prins nou punct, deci dacă probabil de se mișcau... Da, dacă se mișcau mai repede, erau încadrați în punctul nou. Indiferent tot da. Făcut. Eu înțeleg că s-a schimbat destinația, în primul rând, că domnul avea o bucată în intravilan, o bucată în extravilan, iar la aia din intravilan nu putea, era numai pentru construcții locuințe și vrea să-și facă o firmă acolo. Exact. Deci e bine că încurajăm... Este bine că vine din Bacău, din Șervăria, face aici, cu soția, este bine. Se vor crea locuri de muncă. Da. Încurajăm dezvoltarea economică prin mici întreprinzători. Cine este, dacă mai are cineva ceva, o obiecțiune sau supunem la vot? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Următorul punct pe ordinea de zi se referă la proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții, racordarea la rețeaua de apă și canal a sediului administrativ a primăriei Comunei Himeiuș și a indicatorilor tehnico-economici. Proiect inițiat de domnul primar Sava și îl felicit cu această ocazie că primăria se poate racorda la rețeaua de apă și canal. În sfârșit. Satisfacția era mai mare dacă aș fi trăit cu ele, să ajung să spuneți cum mă felicitați. Toți locuitorii din comuna noastră se pot branșa la apă și la canalizare. Atunci, într-adevăr, dar eu nu început. Unii o parte apă, unii canal. Unii nimic. Da. Eu nu început, doamne. Sperăm că lucrurile se vor mai schimba și țara noastră și vom fi mai înțeleși. Subsemnatul în calitate de primar. Ținând cont de necesitatea racordării la rețeaua de alimentare cu apă potabilă și canalizare a sediului administrativ al primăriei, situat în satul Himeuș, strada Ion Simionescu, numărul 229, comuna Himeuș, județul Bacău,
De devizul general de lucrare a listei de cantități de lucrări pe categorii de lucrări tocmite de societatea Subsinvest SRL, prevederea articolului 71 alineatul ordonanța de urgență 114/2018 și ordonanța 43/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și programarea unor termene. Prevederea articolului 44 alineatul 1 legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Prevederea legii 50/91, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcții. În temeiul prevederilor articolul 129 alineatul 2 litera B și D, alineatul 4 litera D, alineatul 7 litera M, colaborat cu articolul 139, articolul 196, articolul 197 și articolul 200 din ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ, supun spre dezbatere și aprobare, în cadrul ședinței Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului investiții de investiții, racordare la rețeaua de apă și canal la sediul primăriei, la sediul administrativ al primăriei Comunei Himeuș, cu sediul în statul Himeuș, stat de Ion Simănescu, numărul 221 de Subacov, finanțarea din bugetul local, finanțarea de bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de OAT este în valoare de 6.651 de lei fără TVA, respectiv 7.920 de lei, 0,63 cu TVA. Aici avem de vizul de cheltuieli, bănuiesc la care, da, din care v-aș atrage atenția că sunt dați de falcat, cât e la canalizare, da. Cât e la apă. Da, da. Cred că fiecare l-a citit, l-a avut la mapă. Dacă sunt discuții sau comentarii pe marginea acestui proiect, dacă nu, doamna președintă, vă rog să spuneți pe aprobare. Obiecțiuni, discuții pe baza acestui punct al ordinei de zi? Ne opunem să se racordeze primăria la apă și la canalizare? Nu se poate. Deci banii din fundul local. Banii care se cheltuie. Dar văd că e o lucrare mică, 8.000 de lei maxim, din care... Cu TVA. Plătim cu TVA, nu tot fără TVA. Deci din care vreo 4.000 și ceva e apa. Nu, canalizarea mai sunt. Da. Și apa. Foarte bine că aveți de unul, nu toți avem fericirea asta. Supunem la vot. Cine este pentru? Fiecare unde și-a făcut casă. Ghinion? Cine este împotrivă? Trecem la următorul punct de ordine de zi. Da. Da? Tot proiect inițiat de dumneavoastră, care se referă la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiție, construire podeț pe drumul comunal Himeiuș-Fântânele. Deci l-am discutat. L-am aprobat pentru a putea întocmi proiectul și documentațiile. Da. Acum venim în fața dumneavoastră cu valorile. Da. Și o să dau citire la valori, pentru că despre proiect am vorbit și în ședința trecută. Valoarea totală este de 187.089,71 lei fără TVA, 222.460,74 lei cu TVA. În care ce plusem, 139.719,41 lei fără TVA, 166.266,10 cu TVA. Finanțarea obiectivului de investire se va efectua din bugetul local al OAT. Capacități. Amenajările propuse se vor efectua pe strada Fântânilor, satul Fântânele, comuna Himeuș. Lucrări propuse. Construire podeț nou, prin elemente prefabricate sau elevații monolite, terasamente, finisare, săpătură, turnare, fundații și elevații de beton. Lungimea podețului dalat va fi de 7 metri, cu lățimea golului de 1 metru și înălțimea golului de 0,7. La capătul dinspre aval al podețului pe partea stângă se va amplasa o aripă 8,6 metri și o înălțime de 1,1 metru sub
1,1 metri, sub un unghi de 85 grade, la capătul dinspre aval al podețului pe partea dreaptă se va amplasa o aripă de, cu lungime de 8,6 metri, înălțimea tot aceeași 1,1, sub un unghi de 10 grade, ținând cont de prevedere articolul 44 alineatul 1 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, legea 50/91 republicată cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederea articolul 96 alineatul 3, articolul 129, articolul 139, 196, 197, 243 și respectiv ordonanța 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere, în cadrul ședinței Consiliului Local, proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici a indicativului, ai obiectivului de investiții, construire podeț pe drumul comunal Cumeiuș Fântânele, identificat cu număr cadastral 67512 din satul Fântânele, comuna Cumeiuș de Bacău. E o problemă care de ani buni ne macină pe toți, mai ales cu locuitorii acestui sătuc, cu intrarea acolo și cu ieșirea de mână. Țin minte că în discuțiile anterioare pe care le-am avut, dumneavoastră ne-ați spus că am amplasat această lucrare să fim în afara DJ-ului, nu? Păi, să fim în afara drumului județean, să ne ducem pe drumul ne facem podețul nostru comunal ca să facem și evazarea va ieși în drumul județean, în DJ. Da. E, în zona aceea sunt niște conducte. Este prins aici în devizul, sunt conducta de medie și de redusă, de la gaze. Da. Deci ați prins și lucrări de deviere, că văd o diferență. Deci diferența între construcții, montaj și valoarea totală, de fapt sunt cheltuieli de proiectare, avize, documentații de specialitate, nu? Exact, și modificarea unor și eventualele devieri, da. Deci le-ați prins aici, că chiar pe... Și acolo, dacă nu mă înșel, este și un fel de scurtătură la apă, da? Deci este racordul apei mele din Mărginele, am impresia, undeva în zona aia, nu? Nu vreau să mai vorbesc... E bypassul de la Mărginele. Da, nu vreau să mai vorbesc... Bypassul de la Mărginele. Ne purtăm frumos cu cei de la grab, nu vreau să le arătăm, să le expunem... Bun, dar podețul vine peste ele, de asta întreb așa, deci cam vine în zona aia evazarea, nu? Deci ați ținut cont de lucrurile acestea în proiect. Podețul ăla, pur și simplu, era nefuncțional, dar nefiind a nostru, n-am putut să intervenim. Și atunci, ca să putem rezolva problema, a trebuit să facem pe domeniul public al Comunei Hemeș. Mai sunt alte intervenții? Pentru nu vine doar eu să fac lucrare. Să poate, Doamne ajută! Doamne, ținem cont de proiect. Peste tot există Dorel, domnul Patrinchi. Așa. Peste tot există și inginer de șantier. Cât un Dorel. Se verifică și se răzverifică. Nu știu, trebuie să avize. Asta. Și eu știu că în situația în care vrem, vă dau un exemplu, la apă sau la aia de la crab, să vină să dea avize și o să știe despre ce e vorba. Aia de la gaz la fel. Dacă cere la gaze aviz, așa, cei de la gaze vor da un aviz de amplasament condiționat de reamplasarea conductelor respective sau mai grav, da, dau refuz, deci spun nu faceți lucrarea până când nu deviați conductele respective. Da. Deci da. În aparență e o lucrare simplă. Nu e simplă. Păi nu e simplă. Păi nu e simplă deloc. Și noi ne-am mirat. Deci și peste apă și peste gaz cumva. Dar sunt convinsă că s-au luat în parte. Deci dumneavoastră aveți obiecțiuni, cine este pentru? Cine este împotrivă? Nu pot decât să salut faptul că suntem de acord toți cu investiții, cu bunăstarea comunei. Sunteți mai nou în Consiliul Local, dar să știți, cei mai vechi care sunt în Consiliul Local și care au participat în mai multe mandate, cel puțin de când sunt. Ăsta e al doilea mandat, dar nu știu, nu e ca o laudă asupra consilierul local, dar vreau să vă spun că de fiecare dată am găsit înțelegere și au susținut propunerile dumneavoastră. Partea bună a lucrurilor.
Au mai fost, poate și divergență, așa, și diferent, eu știu, contraziceri în anumite proiecte, dar au rămas la faza de a le contrazice și de a le discuta. Și atunci, de ce a rămas eu fără canalizare pe Valea? N-ați avut consilier în zona respectivă. Acum o să aveți. Da? Deci, următorul proiect pe ordinea de zi se referă la acordarea unor ajutoare de urgență, zic bine, da. S-a modificat tot 11, doamna secretar, da? 11 pe ordinea de zi. 30. Eu înseamnă că am una veche. Bine. Tot 11 mi-ați dat. Plus 2, bine. Deci acesta cu ajutoarele de urgență, tot domnul primar inițiază proiectul acesta. Tot primarul inițiază, în același timp și ordonatorul de credit. Păi ar trebui să mai scriem și noi câte un proiect pe acolo, domnii consilieri. Nu vă oprește nimeni. Da? Aici cu ajutoarele de urgență, da. Discuții, domnul Patrick știe și ceilalți colegi știu, avem un abonat, o să spun, nu cred că-i plăcut nici din partea lui să vină în fiecare an, dacă ar avea, cred că n-ar veni. Este vorba de Cristia și de Luleș Valentin. Cazul domnului Luleș, Dumnezeu să-l ierte acolo, poate cei din Ilie ce cunoașteți, nu a avut familie, nu a avut pe nimeni, nu a fost bolnav, l-am mărmântat niște rudii, și dacă nu știm să mai recupereze ceva din bănuți, îți vai de steaua lor și ei. Și de asta, astea sunt două cazuri. Referitor la cazul Cristian, nu știu dacă ați observat, să-l cunoașteți și dumneavoastră, să-l vedeți mereu. Într-adevăr, în prima fază pare că nu e un om care trebuie să fie ajutat, prin faptul că e un om îngrijit tot timpul, e un om care muncește. Dacă v-ați uitat în fața școlii, pe toată partea, el o îngrijește până la flori, mătură, curăță. Deci tot timpul este un om care ne ajută și ne sprijine. Dacă sunteți de acord și eu o să propun câte o somă pentru fiecare, dumneavoastră sunteți cei care vă dați acordul. Dau citirii raportului. Subsemnata Bărbuț Tereza, în calitate de referent cu atribuții de asistent social în cadrul aparatului de specialitate al primarului, având în vedere 1. Cererea numărul 539 din 19.1.2021 a numitului Cristian Gicu, care solicită un ajutor financiar datorită faptului că dumnealui și soția dânsului se află într-o situație materială dificilă, fiind amândoi bolnavi și cu venituri foarte mici. Menționăm că soția dumnealui, Cristian Magdalena, are un grad de handicap accentuat, este bolnavă de diabet, fiind dependentă de insulină, demență mixtă, tulburare depresivă și are o indemnizație de handicap de 375 de lei. Primul caz. Al doilea caz, cererea numărul 2392 de lei din 9.3.2021, numitului Ruxandei Victor din Comuna Hemeuș, care solicită un ajutor financiar, motivând faptul că a suportat cheltuielile de înmormântare a cumnatului său, Luleș Valentin. Menționăm că acesta era singur și avea venit în cuantum de 142 de lei din ajutorul social conform legii 416/2009. În termenul articolul 28, alineatul 2, privind acordarea ajutoarelor sociale de urgență, din legea 416/2001, privind venitul minim garantat și articolul 196, alineatul 1, ordonanța de urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ, supun spre aprobarea Consiliului Local Hemeuș și acordarea unui sprijin financiar pentru persoanele menționate mai sus. Își solicită niște sume mai mari. La mormântare au venit cu cheltuieli de vreo 28.2800 de lei. Am zis, dacă ați fi de acord, să-i dăm măcar 2000 de lei. Iar la Cristian Gicu să-i dăm 1000 și lui 1500 de lei, dacă sunteți de acord. Deci, cine este pentru 2000 de lei familiei Luleș? Are foarte așa, este la mea, 2000 de lei pentru Ruxandrei, pentru cumulatul Luleș. Poftim? Ruxandrei, pentru cumulatul Luleș. Uitați, factura aici are 2.200 lei, în afară de gropa și preot, care chiar au văzut. Preot, dar
N-au făcut gratuit, nu. Pentru Cristea? La Cristea, 1500 de lei. 1500 de lei, cine este pentru? Deci nu sunt obiecții nici la acest punct pe ordinea de zi. Da? Trecem mai departe. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii privind aprobarea închirierii prin licitație publică. Sunt obiecții? La punctul anterior, nu? Nu, da. Nu, completam noi. Da. Neoficial. La două minute. Păi asta vreau să zic, de ce nu le dăm la amândoi la fel, oare? Nu, e o diferență, doamna. Pe de o parte. Și acum, iar... Am vrut de vedere și activitatea domnului, care a spus-o, domnul primar, cu face. E tot timpul. Da. Aș vrea să vă mai aduc la cunoștință un lucru. Suma nu e o sumă așa de mare trecută la dumneavoastră ați aprobat în buget. Mă gândesc că până la sfârșitul anului o să mai vine câte un pic la mai mult decât să dăm la 2-3 și să nu mai avem pentru ceilalți. Și dacă vă propun, domnul primar, știi mai bine? Știu că am mai aprobat 10.000 da. Odată, nu, 1.000 odată, 1.000... Da. Funcție de situație și funcție de... E păcat că în zilele noastre încă mai sunt oameni necăziți, oameni care... Haideți, lucrurile chiar de mine. Deci am un același sub, da? Da. Deci trecem la proiectul numărul 7. Se referă la aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații destinate cabinetelor medicale, cabinet stomatologic. Deci acum cred că s-a finalizat ce am aprobat anterior, nu? Nu s-a finalizat. Deci modificăm hotărârea 15, da? Hotărârea 15, pardon. Așa. Și spuneți aici și a documentației necesare da. Procedurii de închiriere. Deci, caietul de sarcini. Da. Regulamentul. Știu că domnul Bălan era în comisie din partea noastră, nu? Domnul Bălan. Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației. Contractul de închiriere, cererea de înscriere, fișa de date a achiziției, formularul de ofertă, declarația de participare și fișa ofertantului. Mai pe scurt așa, dacă îmi permite. Păi asta vreau pe scurt. Ce se întâmplă? La licitația de data trecută, din greșeală, un dosar nu a avut toate elementele. Comisia... Din partea solicitantului. Din partea solicitantului. Comisia, bineînțeles, l-a declarat respins. Agățându-se din chestia asta. Și... Agățându-se de unele clarificări din caietul de sarcini. Așa, ne-a contestat. A contestat faptul că nu am avut clarificările respective aprobate prin hotărârea de Consiliu. Acum, pe de-o parte, din cauza asta, celelalte cabinete care au fost adjudecate, au fost câștigătoare, au avut de suferit, pentru că la momentul ăla caietul de sarcini a fost întocmit la general. Acum o să avem posibilitatea, cei care au câștigat și nu sunt probleme, să poată să intre în drepturi. Să încheie contractul, iar cei care vor face contestații vor merge în instanță. Aici e vorba de cabinet de stomatologie. Și membrii din familie n-au nicio treabă. Păi n-au, dar uitați să unul pentru toți pentru unul. Că să vehiculea tot felul de zvonuri, tot felul de discuții, asta e. Am înțeles că vincul la kinetoterapie nu a avut certificatul fiscal. La fel, aceeași problemă ca și noi. Deci, domnul Roșca, până la urmă, cine a luat? Cine n-a luat? A luat? A judecat cabinetul numărul 1, medicină de familie, cabinetul numărul 2, medicină de familie. Iar la cabinetul de stomatologie
unul din participanți nu a avut documentația completă, conform caietului de sarcini, de altfel. Și pentru cabinetul de kinetoterapie au fost înscriși doi solicitanți, niciunul nu a avut documentația completă. Și care a contestat din ei? Cel de la medicina, de la stomatologie. Părerea noastră, cum am discutat în comisie atunci la fața locului, nu are dreptate. Am contestat doar ca să... Dar erau mai mulți înscriși? Da, da. Da. Două fete au fost, nu? Dacă spune clar, că dacă lipsește pe o perioadă mai mare, cum o lipsit acum 3 ani de zile, se pierde locația. Locația. Un contract din chirieri, cred că trebuie. Dar nu e pe cum se lipsească? Păi de-o lipsi. Iar acum, de câți ani funcționează? Da, plătește... Iau un închiriat. De chiar dacă plătește, păi, dar plătește, dar mă vine nu beneficiază. Nu? Adică trebuie trecut cumva. Bă, dacă nu vii una, închiriezi tu. Păi, dar trebuie că trebuie să vii ceva. Din ori în care trebuie să vină să funcționeze, e trecut ăsta. E trecut, dar și acum au fost, nu era ținut și cu contractul. Păi este trecut de gândire să facem. Da, de doamna de la stomatologie are contract din concesiune încheiat cu consiliul local. Bine, dar nu mai veni, dacă mă recunosc că nu funcționează din 3 ani. Spațiul respectiv de la stomatologie nu mai poate funcționa. Nu mai primit aviz de la DSP. Mi-a mai dat aviz. Deci, nu a venit că nu a vrut ea. Deci, după care a avut loc acum 2 ani de zile, chiar nu se mai putea intra acolo. Păi, problema, deci ai dreptate, domnul Vasco. Majoritatea vizitor stomatologi au și cabinete particulare în oraș. Și nu mai vin aici. Și să vedem cum o să apropere ore de funcționare și acolo și... Deci, nu avem formatea nevoie de servicii. Atât că în chimiem, nu poate funcționare. Și servicii. Și servicii. Și servicii. Dai să-ți faci o reparație și singur chiar trebuie. Dumnezeu, cum aștept așa aici la cabinetele astea, mai dăruiești în fără? Dar n-au venit pentru că... Dar cine ar fi la cabinetele tot medicii care erau... Tot medicii, da. Am înțeles. Care mi s-a oprat acolo la slavă. Da, bă, nu fii asta, faci cu treaba. Pentru semnatajarea celor care au participat la licitații, s-au fixat un punctaj și funcție de ore de zile de care să vină și ore. Deci la 5 zile, pe săptămână, cu zile de ore. Păi nu, la cheierea coordinatului sau cei din corp. Ascultați un pic, nici ce doamnă. 2 zile pe săptămână, 10 puncte. De câte ore pe zi? Nu ajunge. Câte ore pe zi? E pe zile, vă dați seama că nu o să stea nimeni acum să nu-i numare ori. Poate să dați o ore. Da, dar, de exemplu, noi suntem trei câștigă licitația, dar după aia nu mai respectă ce ați câștigat totul. Lasă-mă repede. Dar rezilia mai așa zici, mă rezilie în contractul dacă nu vezi dintre 2 luni, 3 luni, 5 luni. E fixat o clauză, da? Așa ziceam. Asta la încheierea contractului. La contractul de închiriere, da. Da, Deci treptat de cu... De ce să nu fac licitația? Deci nu fac licitația? De ce 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 nu fac licitația? Da, dar totuși, domnii consilieri au dreptate aici, pentru că noi le punem la dispoziții, Consiliul Local al Primăriei Himeiuș, le punem la dispoziții niște spații noi, dotate, aranjate. Deci activitatea dumnealor ar trebui să fie pe măsură, cumva, să existe o... Când în oraș, cum a zis domnul consilier, în oraș își amenajează singur pe banii lui. Aici... Așa este, așa este, dar acum să aibă și clienți. Să aibă și aha, am înțeles, dar totuși pune spațiu la dispoziție. Să aibă și clienți, dar acum... Are gaze, are apă, are... O să stea aici degeaba, dacă... O să face programul după clienți. După clienți care o să aibă, după dați seama, nu o să fie în oraș, la Himeiuș.
și vorba de, de capacitatea. Investiții foarte mare. Problema noastră e foarte bună, dar să nu scoată în Maseaua, să o facă mai aia, adică Bișeaua. Deci noi, de fapt, acum aprobăm modificarea hotărârii 15, deci aia pe care am dat-o în februarie, pentru finalizarea acțiunii de licitație, a licitației, da? Și să înțeleg că au fost mai multe oferte, deci au fost solicitări. Da. Și kinetoterapie, da. Da. Dar și dincolo, și la, dincolo. La medie de familie au fost două oferte pe fiecare cabinet, la stomatologie au fost trei oferte pe cabinet și la kinetoterapie au fost două. Da, este bine că ați păstrat medicii de familie care erau, pentru că aceia au lista de pacienți din, da, din zonă. Nu, dar să înțeleagă încă o dată. Aceste cabinete, acest dispensar a fost făcut pentru locuitorii comunii. Corect, pe asta. Da. Legislația nu ne permite, nu că noi n-am vrea, că pentru cetățeanul din Hemiuș am lăsat șurcutitul gratuit, dar nu ne permite legislația. O trebuie să organizăm aceste licitații și să închiriem spațiile astea. Noi pentru special, pentru locuitorii comuni am făcut treaba asta, pentru medici, pentru medici de familie, da. Pentru că nu, nu vine niciun medic să plătească chirii la Hemiuș și să aibă pacienți din oraș. Nu-i convine nimănui. Da. Și susțin chestia asta, medicii noștri trebuie să... Bun, și tot, exact cum zicem, totuși cabinetele acelea și de kineto și de stomatologie sunt predate, sunt moderne, sunt noi, sunt frumoase, deci trebuie să deservească populația din, din Hemiuș. Deci e vorba lui domnul Pascu, trebuie urmărit, urmărit contractul și caietul de sarcini dacă se aplică, da? Pus o clauză. Pus o clauză. Cine e o... Da. Da. Nu se știe, da. Obiecțiuni la acest punct pe ordinea de zi? Da. Cine este pentru? Deci, dacă sunteți de acord cu comisia care a fost membru comisiei, să rămână continuare domnul Roșca? L-aș propune de domnul Pui. Dar deja știe. Domnul Roșca, atunci a fost... Domnul Bartat nimic special. Nu mă întreb nici cu domnul Pasu. Cine este pentru ca domnul Puiu Pasu să facă parte de... Lăsa-mi domnul Reu. Bun, deci cine este pentru ca domnul Roșca să rămână? Nu înțeleg ce vrea să schimba. Să-mi schimba? Nu știa că eu nu am să-mi schimba. Nu, păi domnul Roșca, dacă dumneavoastră ați vrea la acțiunea, nu în sens... Eu totuși nu regăsesc celelalte puncte pe ordinea de zi și nici pe telefon n-am putut descărca să mi le dați. Pe ordinea de zi. Normală, da, dar la alea completări. Deci acum să mai suplimentăm cu două puncte. Da, mai avem acum, până. Da. Da. Deci proiectul număr, am votat și am auzit, doamnă, dar nu. Dar nu le pot, eu aici am 11, la mine aveam 11 și pe telefon alea altă nu le pot descărca. Dar o să mi le dea, doamna secretar. Da. Deci punctul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a... Nu cred că e ăsta. Da. Aparatul de specialitate, da. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Hemiuș, proiect inițiat de domnul primar. Nu mai era și un proiect pentru aprobarea regulamentului? Pe asta a citit. Regulamentul de organizare și... Așa, a, da, ăsta e într-adevăr. Regulamentul de funcționare și organizare. Care am zis, l-am mai votat odată. Nu. Nu? Acela este a Consiliul Local. Așa. Acesta este al domnului primar. Este aparatului de specialitate al domnului primar. Da. Deci, având în vedere articolul 154, alineatul 2, alineatul 3, 9, 10, 57, privind codul administrativ, care menționează următoarele. Pentru punerea în aplicare a activității date în competența sa prin actele prevăzute la aliniatul 1, primarul are un subordine, un aparat de specialitate. Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente și funcționari publici, precum și personal contractual. Prevederile articolului 40, aliniatul 1, litera A din legea 53 privind codul muncii cu modificările și completările ulterioare, unde angajatorul are în principal următoarele drepturi:
să stabilească organizarea și funcționarea unității administrative. Este necesar și se impune aprobarea prezentului regulament de funcționare a activității aparatului de specialitate al primarului cu modificările și completările prevăzute în OUG 57/2019. Prin urmare, avem, așa cum ați observat în anexă, un regulament structurat pe 6 capitole, având o structură organizatorică formată din secretarul general al comunei, compartimentul de audit intern, compartimentul urbanism, achiziții publice și investiții, compartimentul financiar, contabilitate, venituri și buget, compartimentul asistență socială și resurse umane, compartimentul secretariat, stare civilă, juridic și arhivă, compartimentul cadastru agricol, nomenclatură stradală, administrarea domeniului public și privat al comunei, protecție civilă, compartimentul cultură și bibliotecă, compartimentul de servire și compartimentul poliție locală. În următoarele capitole sunt principalele atribuții care... Se regăsesc în ordonanța 57, în codul se regăsesc în mare parte în fișele de post ale funcționarilor publici și ale personalului contractual. Dacă aveți întrebări legate de acest punct... Țin minte că exista funcția de administrator al primăriei, administrator public. Mai există? Da. Există, aveți în organizarea. Da, o aveți prinsă? Este cineva prezent pe acest post? Nu. Nu. În vacanță. Păi, postul acesta este foarte util. Deci a fost și în istoria acestei comune și, în general, văd la alte primării. Pentru că administratorul se ocupă de urmărirea contractelor, printre alte atribuții ce mai are el acolo. Cum domnul Pascu spunea adineori de administratorul ar putea, că nu sunt ce domnul primar sau domnul vice, să vadă dacă se duce stomatologul la serviciu. Dar printre alte atribuții, dar ați încercat să angajați pe cineva sau nu vreți? Nu am încercat încă să modificăm legea în august, în 2019. Ne mai gândim. Acela este direct sub subordinea noastră, din ce știu eu, administrator public, da. Primărie. De asta nu știu. Are mai multe atribuții economice. Economice, da, de urmărire, contracte, de... știu lucrul ăsta. Nu considerați că ar fi benefic să avem un administrator? Mai nu cumva domnul Zota? Pe mandatul primarului, ei sunt sub ordinea primarului, asta am înțeles și eu, da. Dacă domnul primar consideră că deocamdată nu-i nevoie, eu cred că știi ce să fac. Și când va considera că e nevoie... De acord. Vreau să încercăm un mandat să fără, să văd dacă putem avea performanță mai bună. Mai bună decât ce-au făcut foști administratori. Nu știu, nu pot să... Da, a fost bine, a fost tău. Da. Așa au fost la timpul ăla, așa au gândit cei care administrau comuna la acea dată. Bani, așa am voie să zic despre administrator. Nu, deci în continuare, în regulamentul dumneavoastră, apare postul. Nu să ne gândim, dar ce sunt? A fost o perioadă în care, datorită legilor date, nu s-au putut face angajări, legea 55 cu COVID-ul, dacă se bine. Da. Da, ordonanța. Acum... Acum am scăpat de COVID. Am scăpat de COVID. Nu mai e niciun infectat. Nu mai e niciodată. Așa și să dea Dumnezeu să nu mai fie niciodată. Dar... după aia cu bugetul, știți cum e, orice angajat implică o anumită cheltuială. Nu știi cum să învârți banii sau aceiași. Dar deci, ne vom gândi să... Dumneavoastră, n-aveți nevoie. Situația asta nu o să mai aibă obiectul muncea cu vicini, așa, dacă îi mai iau din prerogativ. În noaptea de înviere,
am plecat fără telefon la mine, că am vrut să vă sun atunci când și era stația de gaze și... Chiar în noaptea de bilet? Chiar în noaptea de bilet. Și până am ajuns eu acasă la telefon, treceau pompierii deja, deci a fost foarte operativ. A fost o scăpare de gaze chiar în seara, chiar în seara de bilet. Domnul primar, nu ne-am dat problemă și asta e. Da, considerați, e o părere mea. Da. Rămâne în discuție, doamnă. O să ținem cont de propunerea dumneavoastră, să vedem. Noi, nu neapărat că este propunerea mea. Deci, îmi aminteam că în organigramă și în regulamentul dumneavoastră de funcționare apare postul acesta care pare destul de util în activitatea unei primării. Urmările lucrări, urmările contractului. Dar bun, dar dacă încurcă... Nu încurcă. O să vin cu... Dar se schimbă. Deci, dacă... Cum a spus domnul Patrichi, se face raport de activitate, deci dacă nu corespunde standardului, nu-i pe viață acolo, este la... Da. Am zis că este la angajatul dumneavoastră. Să nu încurce ca sarcini, dar să încurce ca om sau ei. Nu. Nu, trebuie să plecăm de la premisa asta. Deci avem obiecțiuni la celălalt punct? Vreau să întreb, mai sunt posturi vacante și... Și altele, nu? Da, intrați pe organigrama pe site-ul primăriei și acolo sunt trecute toate informațiile. Și s-o ocupă așa de greu, alea vacante? Nu, nu sunt cerințe sau? Nu sunt cerințe, uitați. Dar nu ne-am propus ca să le angajăm, adică să le ocupăm pe toate. Ultimele angajări au fost la caserie și îngrijitor. O să vin la dumneavoastră cu altă propunere, o să vin în fața dumneavoastră, pentru că tot avem probleme cu acoperișul de la primărie, și decât să reparăm acoperișul, o să inițiem un proiect în urma unei expertize, să vedem dacă clădirea permite, să facem o mansardă în care să putem să mai extindem birourile, pentru că angajăm, dar unii țin. Adică toate au o legătură. Și la mine ce se dea doamna Petrescu, că așa, la nivel de țară, sunt discuții că sunt prea stufați aparatele primarilor și prea mulți angajați. Dar uite că începeți ușor să... Să le înțelegeți. Adică pe primarul meu și eu le vedeam la fel, da? Administratorul public are niște atribuțiuni complementare cu cele ale primarului. Deci primarul nu poate să... Da, dar trebuie să fie administrator. Păi trebuie să fie. Asta v-am zis, nu v-ar ajuta să căutați unul de la bun să-l puneți la treabă? Fiți sigur, când o să-l găsesc, fiți sigur că o să fie cu el în fața dumneavoastră. Domnul Coș, de exemplu, mă abțin. Da, trecem mai departe. Nu, aveți obiecțiuni la... Supunem la vot regulamentul. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Deci am votat și aparatul de specialitate a dumneavoastră, domnul primar. Toți suntem de acord. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării definitive a unor sume de bani din excedentul anilor precedenți. Da. Tot proiect inițiat de domnul primar Sava și avem lista aici, da? Da, după cum ați văzut eu și dumneavoastră, noi nu putem cheltui niciun leu fără acordul dumneavoastră. Chiar dacă banii sunt în cont, trebuie, după ce avem bordereul de achiziții și bugetul aprobat, de fiecare dată când se face o rectificare, când se folosesc anumite sume, venim în fața Consiliului Local pentru a cere acord. Având în vedere finalizarea obiectivelor de investiții în anul 2021 și contractele încheiate cu firmele de construcții, solicit Consiliul Local aprobarea unui proiect de hotărâre în vederea utilizării definitive a sumei de 2.615.000 din excedentul bugetar al anului precedent pentru realizarea următoarelor obiective de investiții.
Modernizare școală Grigore de Băcalu și școala de Ivan Simeonescu de la Lieci, îmi trebuiesc 300 de mii de lei. Sumii pe care, de fapt, dumneavoastră le-ați aprobat în buget, au fost trecuți în borderul de achiziții, dar acum, efectiv, trebuie să le scoată... contabila trebuie să pună documentații la ANAF. Amenajare în loc, parc de joacă pentru copii satul Andeșes, suma de 250 mii lei. Amenajare teren de fotbal, complex sportiv, documentația vizii, SF, consultanță, suma 350 mii lei. Reabilitare, modernizare, dotare cămin cultural, fonduri CNI, suma de 200 mii lei. Extindere iluminat public, suma de 210 mii lei. Realizare rețelei canalizare în sat Fântânele, suma 155 mii lei. Amenajare șanțul și acostamente din beton, Grigore, carosabile pe stăzile, aici au fost de anul trecut ceva, cred că a rămas de plată suma, Grigore Tăbăcară, Bisericii, sate Meiuș, 160.000 de lei. Asfaltări drumuri comunale, primul urgentă, finanțare, fonduri CNI, suma de 100.000 de lei. Reabilitare trotuare, sate Meiuș, documentația vizie, 130.000 lei. Reabilitare drumuri locale, sate Meiuș, Fântânele, documentația vizie, consultanță, finanțate fonduri către Compania Națională de Investiții, este vorba de al doilea proiect, CNI 2, cum denumim noi, suma de 300.000 de lei. Reabilitare drumuri locale, documentația vizie, consultanță, finanțate prin CNI 3, suma de 160.000 de lei. Proiectul care l-am inițiat anul trecut, l-am continuat anul ăsta. Realizarea podet sat Fântânele 200.000 lei, extindere camere supravegheri 50.000 lei, totemuri intrare în comună 50.000 lei. În prevederile articolului 58 legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se precizează modul în care poate fi folosit excedentul anual al bugetului local după cum urmează. Articolul 58, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din numele venituri ale bugetului de stat, prevăzut la articolul 6, litera A, a celor exceptate articolul 6, litera B și a transferurilor din buget de stat sau alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor autorităților deliberative astfel. A. Ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. B. Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între venituri și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor literei A. Și C. Pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare pe caz la sfârșitul exercițiului bugetar. Dacă aveți discuții de această temă, de acest proiect, vă rog, comisiile care ați analizat. Dar văd eu aici, normal, ultimul format, rețele, canalizare, sat Fântânele. Da. 155 de mii de lei. În situația când proiectul nostru va fi pe listă, o să trebuiască bani o finanțare. O să trebuiască bani din SF-ul și deci nu mai trebuie nouă. Deci asta am vrut să vă zic, că sunt vreo 30 de mii de euro, astea sunt pentru proiectare, să înțelegem, da? Pentru proiectare. Eu în început, că nu știm cât costă, dar avem bani în buget. Bine. Pentru restul le știm. Da. Deci le știu. Alte discuții? Spuneți, domnul Roșta. Avem un proiect toate vorbele astea de la intrării comune. Noi am avut cândva o inițiativă să facem o stemă a comunii, ceva reprezentativ. Ar trebui să o dărâm asta înainte de a face toate mâna. Venim în ședința viitoare să vorbim la... Mi-s-o dat un model, țin minte, și eu eram la urmă. S-a rămas tot la atitudinea Consiliului Local. Chiar am luat și sumă pentru el. Ați angajat specialist în heraldică sau cum? Deci un specialist în heraldică. Ideea este că ne trebuie un aviz la instituția prefectului pentru heraldica localității și noi am demarat acum câțiva ani această lucrare, dar ne-am oprit nu știu din ce motive. O să reluăm. O reluăm în serița următoare, chiar notați ca să... Ca pe totemul să apară deja stema, deci da, va fi noi am avut un totem în miniatură adus în 2019 la sediul primăriei.
N-am mai făcut nimic. Da. N-am mai făcut nimic, întrucât era foarte greu de obținut atunci avizul la drumuri naționale. Și să sperăm că de data asta vom reuși. Reușim. Că trebuie proiectul. Deci ați plins 50.000 de lei aici, la totemuri. Vă încadrați plus sau minus, nu știu, nu știu cât o să fie. E un început. Dacă o fi, o să mai facem o rectificare și o să fie. Obiecțiuni? Cine este pentru aprobarea acestei liste? Abține? Împotrivă? Cu mențiunea să reveniți, doamna secretar, încerc să rezultat atunci, că am văzut că e model pe tot, pe tot, și poate reluăm. Adică să nu mai reluați acțiunea STEMA, să fie aia care ați, da, care ați stabilit un specialist. Dar dacă n-a primit un aviz favorabil, ceva s-a întâmplat? S-a mai schimbat. Da. De atât am dat seama că nu mai... Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi, proiectul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor, tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și canalizare. Și avem acolo lista, tot proiect inițiat de domnul Sava. Deci este o adresă de la ADIP. Da. ADIP, în cadrul cărei asociații, în cadrul cărei asociații facem și mai parte. Aceste tarife au fost aprobate în Consiliul de Administrație al societății și mi s-au comunicat și către noi, să le aprobăm și noi. Nu știu dacă ați citit lista cu toate serviciile expuse și tarife, dar dacă aveți răbdare în 5 minute, deci mai citesc încă o dată, poate unii le-ați citit, unii nu le-ați citit, măcar montarea pe metru în cămin existent, branșament nou, 73 de lei și 95 de bani. Montare prin înfiletarea pe metru în cămin existent, pe poziție existentă, de la 34 de lei la 39 de lei și 50 de bani. Ce diametri aici, la unul mai mare, unul mai mic. Da. Demontat apometrul în cămin existent, de poziție existentă, cred că asta e diametrul, așa se da, cheamă acum. DN, păi diametrul, mic și mare. DN, drum național, DN, probabil. Diametrul nominal. Normal, trebuia să văd un fix, să văd ceva. Da, în fi. DN, 15, între 15 și 40 diametru, 34 de lei și 45 de bani. Peste de 50 39,50. Montarea pe metru în flanșe în cămin existent 184 de lei, ăla între 50 și 100, 225-250, 478 de lei și 99 de bani. Montata pe metru în flanșe pe poziție existent, acum nu știu dacă dar e cazul. Dar putem obiecta la prețurile astea sau asta ne le-a dat ADIB-ul? Ne le-a dat ADIB-ul, dar nu e cazul comunii noastre, dar probabil după ce o să... Păi nu-i cazul când a fost să preia apa, nu? Da, la fontanerie nu... Nu-i cumpă la DN32 pentru uscați, nu știu nici ce. Bun, dar de exemplu la primărie, haideți să ne uităm cu ce... Deja vă mulți agenți comerciali. Deja doi ani de îndărație, doamne. Dar sunt date diametre mici, de la DN15-40. Ce interesează mai mult? Determinarea pH-ului, 40 de lei și 34 de bani. Conductivitate, 100 de lei, turbiditate, 19 lei și 33 de bani. Culoare plus miros 26 de lei, cloruri 953 de lei și 78 de bani, nitrați 117 lei și 65 de bani, amoniu 120 de lei și 17 bani, aluminiu 78 de lei și 15 bani, fier 71 de lei și 43 de bani, mangan 71 de lei și 43 de bani, sulfuri, metoda cu albastru de metil 31 de lei și 93 de bani, bacterii coliforme, coli total, 224 de lei și 34 de bani, enterococi intestinali, 193 de lei și 28 de bani,
montat racord canalizare 289 de lei fără TVA, asistență tehnică 119 lei, taxă supraveghere, vitanjare. Păi și vitanjarea cât e? Păi începe de la 18 lei. La 20 supraveghere, vitanjare. Supraveghere, nu vitanjare. Nu. Vitanjare, transport cu autovitanja, lei kilometru, 5 lei 88, cu TVA 7 lei. Distanța se calculează de la punctul de lucru ASC CRAB la adresa beneficiarului și până la stația de epurare. Vidanjare 84 de lei și 87 de bani, nu include transportul până la adresa beneficiarului. Da. Păi dacă facem o socoteală, o vidanjare e 100, nu? Cu tot cu 101 cu TVA. Câți kilometri? Câți kilometri? Mai înmulțim cu kilometru, nu? Deci punem 10 km ori kilometru și mai avem 70. Supravegherea vidanjării încă 22 de lei. Deci, care poate primar, să facă la distanță. Domnul primar, deci trebuie să... Știu, doamnă, vă înțeleg. Punem canalizare. Deci, cred că la tarifele acestea nu putem obiecta, pentru că sunt tarifele antiguri. Da. Vrem, nu vrem, astea sunt tarifele aprobate de ADIM. Păi, putem vrea modificat? Ne spunem părerea, doar atât. Dar tot, dacă este vorba de acest subiect, am avut o discuție cu domnul primar prin care m-a informat că ultimele analize de la apă care s-au făcut pe zona Lilieci, deci zic bine, da, domnul primar? Au ieșit Hemeș-Lilieci, au ieșit conforme. Da. Și în continuare cei de la CRAB nu doresc să ne preia rețeaua de apă. Da, nu ne-am mai întâlnit, n-am mai discutat de atunci când ați da? Fost. Acum vor? Ieri au venit la noi o echipă de la CRAB. Suntem în faza de semnarea protocolului. Fapt care atrage după sine și punctul de la, la numărul 13. Am înțeles. Da. Deci trebuie să votăm neapărat tarifele astea în concluzie. Am o problemă de domnul privat. Dacă doresc să fac un plasament, o regie proprie sau poate firmă privată, nu am posibilitate, că vii în serviciul medicanșate, să fac un... Ba da, ba da. Astea sunt prețurile lor. Astea sunt prețurile lor, dar nu le aprobăm că trebuie să aprobăm. Noi le aprobăm cu aceste prețuri cum funcționează. Dumnealor. Adică CRAB-ul funcționează. Adică să nu ne condiționeze CRAB-ul că nu instalează la comerțul. Să știți că anumite... Prețurile la apă, vor fi plăscut, dar prețurile la apă sunt stabilite de primul. Și anumite operațiuni s-ar putea să ne afecteze. Bine că a punctat domnul consilier, să știți că montare apometru s-ar putea să trebuiască să o facă dumnealor în calitate de, operator. Sigilarea. Sigilarea. După ce o să predăm, păi după ce predăm, atenție, după ce este operator de apă, să știți că măsura e nu vor mai putea fi făcute de altcineva. Da. Deci, în momentul în care dumnealor ne preiau și dânsi operează rețelele, vor insista ca măsurile, deci apometrele, să fie montate de dumnealor. Nici dacă montezi cu un alt instalator? Nu, exact. Firma autorizată pe acordul lor. Acum puteți. Dar atunci, la măsură, o să puteți să faceți toată lucrarea cu firma autorizată, mai puțin măsura. Da. Fiecare persoană va încheia contractul ei. Deci, în momentul în care creează avizul, se concedează. Se de rubine, se apune... Exact, exact. Firmele care sunt acreditate. Ei, da. Da, și la el. Deci, obiecțiuni la aceste tarife, cine este pentru? Și să înțelegem că intrăm, ne preia CRAB-ul și o să fim... Încercăm tentative de astea, mai vreo două treini. Eu discutam cu domnul primar și nu excludeam varianta în care sunt comune în jurul Hemeiușului, cum ar fi Măgura, cum ar fi Nicolae Bălcescu, care nu au predat la CRAB rețelele de apă și și-au înființat propriul serviciu pe lângă primărie, în care apa se plătește la primărie, avizele se dau la primărie, deci banii vin la primărie. Și i-am zis cumva domnului primar, dacă se insistă pe această nepreluare,
să analizăm și varianta asta să ne înființăm propriul serviciu de apă canal. Din câte știu, acele comuni au înființat serviciul înainte de a se înființa ativul pentru asta. Nu. Au fost prinsă... Nu, nu au vrut. Dar trebuie să fiți un apă canalizare? Pune corpoziții un apă canalizare? Da, prima, adică ea sunt niște parte. Cu de diversă, prima dată vreau să-i sunt în ativ. Da. Dar domnul primar a luat-o pe calea legală, știți, pe calea, deci tot face eforturi și tot vrea să predăm această rețea de apă și canalizare la CRAB, dar eu l-am sfătuit să nu excludem varianta în care va trebui să apelăm la o altă dacă variantă. Dumnealor tot găsesc motive să nu preia aceste investiții, ne putem face, să știți, propriul serviciu. Într-adevăr, că este necesar personal, măcar două persoane care să se ocupe. Ce facem în caz de probleme de natură tehnică? Păi asta vă spun. Ceva cine altă? Nu, păi se face, se organizează un serviciu. Utilaje, oameni... Facile care face. Da, oricum încercăm și sperăm până la urmă că și cei de la CRAB s-au dat seama și au văzut că ar fi păcat să iau investiții nouă cu o stație performantă, nu-i stație cumpărată, nu știu de unde, de la Institutul de Cercetări de la Vestita Năsăud, deci lucrurile sunt făcute de calitate, sunt făcute performante și eu sper că cei de la CRAB să înțeleagă și să ne... Dar avem și varianta B, deci cum se descurcă vecinii noștri până la urmă? De exemplu, în Letea Veche este o porțiune de rețea care e preluată de CRAB și o porțiune de rețea care e în administrarea primăriei, adică și așa, și așa. Aici Vasile care face la acordări, tot știi cam astea și ei tot. Aveți personal deja. Deci am votat aceste taxe și tarife impuse de ADIP. Putem să trecem mai departe la următorul. Da, putem vota o firmă, până la urmă nu neapărat să facem serviciu, dar da, problema e... Da, e vorba de să știți că până la urmă, da, există și planul B. Deci dacă cumva dumnealor nu vor să ne preia, eu așa am discutat cu domnul. La ora actuală noi nu putem vindea. Pentru că nu suntem operatori, nu avem calitatea de operator. Exact. Dar se rezolvă și aceste probleme legale. Da, mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectului de investiții modernizare rețea de internet în incinta sediului administrativ al primăriei. Proiect inițiat tot de domnul primar. Da. Întrucât tehnica au mai evoluat, noi am rămas foarte comparat în fiecare an, câte un calculator, câte un laptop, încă un aparat și tot așa. Și ne-am trezit la un moment dat că sistemul care îl avem noi nu mai face față. Și atunci am consultat niște firme și să ne modernizăm și noi cu partea asta de IT. Subsemnatul, în calitate de primar, având în vedere raportul de specialitate a domnului Tovaraș Marius, consilier al chestii publice în cadrul compartimentului urbanism, având în vedere necesitatea modernizării rețelei de internet în desfășurarea unei activități mai bune, solicit Consiliul Local aprobarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea acestei investiții. Obiectivul de investiție este inclus în lista de investiții și planul de achiziții cu 2021 și se va realiza cu respectarea prevederilor legale în domeniul achiziției. Mai ceva de material? Probabil că și la compartiment, domnul Povărat, din păcate, e bun la asta și m-a întâlnit dimineața cu vasă în... După ce s-a scăpat la urmă. Citul documentul am pus cu toate... Dar îl avem prins și în borderoul de achiziții, am aprobat suma și... Deci, acum nu mai aveți motiv să spuneți că a picat internetul în primărie și nu... Nu, pentru că, din contră, vom avea două rețele. Internetul poate cădea. Păi ne-au trimis niște materiale seara târziu, odată că picase, nu știu ce probleme au fost la rețea. Am glumit. Avem obiecțiuni la subiectul acesta? Vreau să întreb ceva tehnic. În ce constă lucrarea? Parte de cablare sau și server? Server. La server vreau o chestie dimensională, să facă și backup. Să existe mențiunea de...
recapitulează, apare un virus, un intrus, na, care introduce un simplu stick, efectiv, un link, inclusiv o firmă mai mare, se distribuie ca tot cu antivirus licențiat. Care să ne asigure intervenția în maxim 2 ore de la... Vreau să completez, dacă vom veni cu modernizarea acoperișului și suplimentarea de birouri, să avem, să luăm în considerare și capacitatea serverului de a putea fi suplimentat și a fost la acoperire și la birouri. Da, adică să fie... La cine aveți abonament? Opțiune de 25% extensie. La RDS? Telecom? La Telecom? Telecom și o să mai fac un abonament. Suntem că transmiteam la ministerul ăsta și în un moment dat de internet, fiind conectați cu ministerul. Dar cine mai are infrastructură în Hemeiuș? Deci UPC-ul. Păi avem Origiu. Avem Origiu, acum că l-am... Da? Are Digi în Hemeiuș? Vodafone. Deci a rămas pe vechi, că mi-a luat Telecom. Da. Acasă nu mai sunt luat Telecom. Deci cât Digi e mai bun, chiar dacă nu e curent, tot și generator la primărie, o să fie internet. Da. Bine Digi. Deci nu mai are nevoie de curentul de la... Avem Orange-ul care ne-a dus rețea și ne va duce rețea pe toate străzile. Deci nu numai prin antenele lor sau prin satelit. Avem fibra optică. Se vină mai prin care mai să... Cum? Deci mai avem la proiecte. Chestia la televiziune. Se vină mai televizare performantă. Da, așa. Era de 5-6 ani oricum să duc test de schimb, nu sunt mai mult. Nu mai țin cap pe vreme. Da, alea cu lăn care locuiam lămpile. Da, uite că nu vă mai întrebam de știam asta, da? Cu ce? Cu da. Deci avem obiecțiuni, ne opunem. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Da. Referitor la punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere cu Asociația Club Ecvestru de Ceva. Pe data de 12 iunie, această fundație, acest ONG, aici, de fapt, la noi, în Hemeiuș, se va desfășura un concurs internațional. Și zic eu, pentru comuna noastră, în plus de imagine. Da, că nu toate comunele au, se pot mândri cu o societate din asta, cu o firmă din asta, ca și cealaltă firme. Avem firme și pe alte domenii, dar asta chiar e o chestie aparte, așa. E un domeniu unde nu intervine la tot pasul. Și patronul de aici, Ionuț Băriș, a venit cu solicitarea să ne asociem și să fim și noi organizatori, să facem parte din proiect, iar primăria Hemeiuș să-l susțină cu medaliile, cu acele diplome, cupe și ce necesară de materiale pentru premiere și pentru reclamă. Și vin în fața dumneavoastră, pe de o parte, de a ne aproba asocierea cu el, cu această fundație, și pe de altă parte să aprobăm o sumă, eu știu, până în 10.000 de lei, pe dar nu știu dacă se duce la 10.000 de lei, cât o să coste diplomele, cupele, medalele, ce vor fi oferite organizării concursului internațional de anduranță ecvestră, ce se va desfășura în perioada 11-12 iunie 2021 în comuna noastră. Inițiez un proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între unitatea, între OAT Hemeiuș și Asociația Clubului Ecvestru de Ceva. Nu știu, parte din dumneavoastră dacă ați fost pe acolo, parte poate ați fost când... Dar au mai fost concursuri. Am fost la concurs. Am fost concursuri, da. Eu zic că și așa alte activități culturale. Cum au patron? Băniș. A păstrat denumirea vehiculului da. De ceva? Da.
pentru că au fost de ceva mă vândut și-a cumpărat domnul Ionuțului. Deci vreo 2000 de euro, este. Cam așa? Poftim? Vreo 2000 de euro, vreți să-i aprobați? 10.000 de lei, ați spus. Da. Până 10.000, nu știu cât, că nu știm exact să spunem, nu știu cât costă. Medalii. Câte copii, câte copii. Da, și nu va trebui la nici parte și vină ei. Să vină ei la organizatorii. Eu știu, de, a fost o chestie cam din scurt, întrucât ieri a venit cu solicitarea, că a fost pe la Consiliul Județean, a fost pe la Primăria Bacău, nu știu cine mai fost el după sprijin și având ședința astăzi, am zis să luăm acordul de principiu și avem restul detaliilor, le vom mai stabili. O să trebuie să și timpul în care se includă și ambientul primăriei. Asocierea în ce mai constă în afară de concursul ăsta? Sau numai pentru concurs? Ca organizator. Deci asocierea e numai pentru concurs. Pentru concursul ăsta? E problema asocierea. Okay. Poftim? Nu. Deci e pe problema asta? Pe problema asta. Problema asta, nu? Organizare concurs internațional. Organizare concurs internațional. Pentru că oricum va trebui să fim noi parte din acest proiect. Organizarea cu poliție locală, supraveghere, o să iasă, să dacă de munci, are trasei. Prioritizarea traficului o să fie acolo. Doamne ajută! Deci eu la celelalte concursuri n-am văzut foarte mult în lume. În public, numai cei care știau, da, o să țintit. Și noi am văzut pe Facebook la un moment dat un anunț sau... Da. Discuții pe baza acestui subiect, suntem de acord să ne asociem cu... În acest proiect. În acest proiect, în vederea organizării acestui concurs internațional în perioada 11-12 iunie, da? Deci, și să intervenim, practic, ca sponsor pentru porțiunea aceea de... Maria nu sponsorizează, numai da, parteneriat. Parteneriat, da, da. În așa fel încât premiile să fie... Dar nu-s premii în bani, de nu premii în bani. Nu, numai machete, diplome, medalii. Da. Dacă o să doriți, veniți și noi gratuit, vă ajutăm. Din partea primării, spus că vă aducem și televiziune. O să mai vină televiziune, nu știu televiziune. Da, nu, dar noi putem să vă ajutăm pe dumneavoastră pentru promovare. Interesant, mulțumesc. Cine este pentru? Abține, împotrivă? Așa, și mai am punctul 13 pe ordinea de zi, pe care dacă îl știam, nu mai vorbeam singură mai devreme, adică proiect de hotărâre referitoare la aprobarea dării în administrare și exploatare către SECE, Compania Regională de Apă Bacău, a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă a Comunei Hemeiuș. Sunt cuprinse în anexa 1, care face parte din prezenta hotărâre. Probabil că întregul obiectiv care se predă și se preia. Deci ce pot să zic decât că Doamne ajută? Adică mă hotărâsim eu să nu le mai dăm. Da. Ieri am descoperit și noi, doamna Petrescu, despre modificarea respectivă. În momentul când... Tocmai de asta am și introdus ulterior și ordinea de zi. În momentul când au venit cu documentele dumnealor și cu documentele noastre, a fost o scăpare, o eroare de calcul. Probabil am adunat și nu mi-a dat aceeași sumă. Aha. În urma verificărilor, s-a constatat diferența și acum vreau să aprobăm suma corectă. Deci, raportul doamnei Rău Mirela, consilier superior din cadrul compartimentului financiar contabil, venituri și buget, împreună cu doamna Rosu Daniela, consilier principal în cadrul compartimentului cadastru, agricol și administrarea patrimoniului, solicit să aprobați modificarea a trei poziții ale componentelor care fac parte din sistemul de alimentare și distribuire a apei în Comuna Hemeiuș, după cum urmează. 685 numărul curent, sub traversare DG 119B, domeniul public, punctul 186. De aici se ierdă. Deci acum este drumul județean. Da. Traversare drumul județean 119B, din 15-12-2014. Este o subtraversare care a modificat valoarea. Valoarea. Și ne ducem la suma modificată de 43.811 lei.
686, subtraversare, tot la drumul județean, 15-12-2014, deci ascult. Conducta de hidranți, legătura de hidranți pe 90 mm, tot din 15-12-2014, care... S-a făcut recepția de asta cu acolo dată de 2014. Corecțiile sunt necesare, având în vedere reloane de redacție, anumit de datarea listei inițiale. De asemenea, aceste corecții nu modifică valoarea finală a componentelor principale ale sistemului de alimentare și distribuție a apei în Comuna Himeș. Erau prinse în listă? Erau prinse în listă, numai că aveau o altă valoare. Acum, în urma recalculării listei, s-a constatat că este o diferență. Bun, și se referă numai la apă, la canalizare? Numai la apă. Apă, canalizarea este deja predată. Da. 9,3 km sunt predate în 2017, după recepție. Din 13 martie 2018 funcționează canalizarea pe raza comunei noastre. Obiecțiuni? Discuții pe această temă? Dar apa mea care vine din margine sau de la fântânele, la cine? La crab. Da, eram la crab de mult. Crab. Eu am contract cu crabul, nu? Da. Da. Votăm aceste modificări la lista anexă de predare. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Și acum la diverse. Se înscrie cineva? Să discute domnul Patrichi. Și eu. Doamna Daviduță. Și eu. O să așa o comentare. Și domnul Roșca. Da, eu vreau să vă spun că pe 14 mai a fost ziua din nașterea domnului primar Sava Constantin. Dați-mi voie să-i urăm la mulți ani, multă sănătate, tot ce își dorește și urarea aceasta să fie sociabil cu mulți, apropiat cu unii și prieteni cu câțiva. Și am avut un bărbat, dar e bolnav. A fost ieri ziua de naștere pe 9. Câți ani ați împlinit? Nu mai 50. Nu mai spuneți.